Vlad Filat trebuie să dispară pe arena politică. Atât timp cât acest despot va fi pe arena politică, așa o să fie viața întotdeauna. Numai criză și criză. Mizerie și sărăcie. Stimați cetățeni, luați-l la crion, notați-l. Vlad Filat trebuie măturat pe arena politică. Odată și pentru totdeauna. Și procurorii să-și facă datoria pentru trafic de influență, abuz în serviciu și contrabandă de țigări. Și n-am să las nici o clipă, în fiecare zi, am să fac interpelări, ca aceste dosare să ajungă pe masa judecătorului. Ca să vedem noi de cine șantajează pe noi un om care a furat Banca de Economii, care a furat tot în Republica asta și că ne-a mulțumit de faptul că a fost demisionat din funcție. Aceasta înseamnă democrație. Pentru asta ați venit voi în Partidul Liberal Democrat, stimați colegi din PLDM. Niciun fel de risc pentru această instituție financiară să-și piardă activele, chiar necătând la stăruința și strădanile domnului Ghimpu din perioada martie-aprilie, atunci când, grație isteriei care el a declanșat-o în presă, dânsul personal este responsabil, s-au retras circa 1 miliard de lei depozite de la această bancă. În partea asta, la altă, Banca de Economie, în loc să vină o bancă serioasă străină, cum este, nu știu, Deutsche Bank sau Sparkasse sau Erste Bank sau oricare alta din Occident, la noi, până la urmă, din câte înțeleg, Banca de Economie urmează să ajungă pe mâna postului prim-ministru. Și tot așa, deci lucrurile sunt la mica înțelegere, cum se spune, împărțim în liniște. Și până la urmă, dumneavoastră faceți reportaje, oamenii nu înțeleg ce se întâmplă, iar peste un an de zile o să ne trezim mult mai săraci ca proprietate ca Republica Moldova. Chertoacă, de obicei, vorbește mult, ca și unchiul său, Mihai Ghimpu. Ceea ce este important este să muncim mult. Declarațiile politicienilor sunt multe și cred că este pierdere de timp să le comentăm, mai ales pe cele așa mai strane. Banii au fost scoși prin credite false, firme offshore și transferuri pe conte private în interesul căror persoane. Persoana care a identificat-o pe în prezent este domnul Vlad Filat.